dacă reușiți și în casele frățiilor voastre, să vă rugați noaptea, un acatist, un paraclis. Vă spun că de la ora 2 până la ora 6, cerurile sunt deschise. Rugăciunea merge mult mai repede și fulgerătoare înaintea lui Dumnezeu decât când ne rugăm noi ziua sau seara. Noaptea, când și peștele în apă doarme, să te scoli tu călugăre sau tu omule de rând și să-i dai slavă lui Dumnezeu. Știți cât de minunat este? Pentru că însuși Dumnezeu spune: Cel ce mă va proslăvi pe pământ și eu îl voi proslăvi înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor mei. Dragii mei, vremurile care le trăim acum sunt tulburi.